Când pornești la un drum, ți-ai pus merinde de acasă, ți-ai pus ceapă, ți-ai pus cozonac, ți-ai pus o sticlă cu vin sau cu apă, ți-ai pus încălțări, ți-ai pus brâu, ți-ai pus căciulă, ți-ai pus bundiță de frig. Toate ți le-ai pus în traistă. Când stai la popas, ce scoți din traistă? Ce-ai pus, nu? Aceea și găsești. Vom găsi un pahar de apă, dat în numele Domnului, o vorbă bună, o milostenie făcută. Dacă am ajutat pe fratele nostru, dacă ne-am rugat pentru cei ce ne-au necăjit să le facă Dumnezeu bine, nu rău, dacă n-am pomenit numele diavolului, dacă ne-am rugat, dacă am postit, dacă am privegheat, dacă am citit Sfintele Scripturi, dacă am ajutat pe cel necăjit, pe cel sărman, dacă am îmbrăcat pe cel gol, dacă am primit pe cel străin, toate le vom găsi dacă le-am pus în traistă pe drumul cel veșnic. De la naștere la mormânt, zice un filozof grec, este o clipă. Cel ce a văzut nașterea vede și groapa negreșit. Ne-am născut, trebuie să murim în chip sigur. Pornim de la naștere și numai până la groapă ajungem. De aceasta suntem siguri. A răsărit soarele, merge la miază zi, merge la apus, aceasta este viața noastră. Am răsărit în naștere. Înaintăm negreșit și asfințim în moarte. Aceasta să fie pururea în minte. Toți murim, cum zice Iisus Sirah. Toți murim, dar avem un drum la mijloc, nu știm cât. De aceea Hristos a spus. Luați aminte, privegheați și vă rugați că nu știți când va fi vremea aceea. Eu știu că am să mor, dar nu știu când. Acesta e un lucru înfricoșat. Poate acum, poate peste un ceas și ce am să iau cu mine? Îngerul păzitor care m-a îndemnat să fac bine și faptele mele bune sau rele, acelea merg cu mine și prin vămi și la Hristos și la judecată. Frații mei, fericit și de trei ori fericit este creștinul acela care în fiecare ceas și în fiecare zi pune ceva în traistă pentru veacul viitor. Cele ce le pune sunt faptele lui cele bune. Când vom călători, când vom merge la vân, când vor veni dracii să spună cuvintele și lucrurile și gândurile noastre, să putem arăta și noi. Da, am făcut rău, dar m-am spovedit la duhovnic. Cine se spovedește la duhovnic, Duhul Sfânt șterge de la el tot ce a făcut. Să arătăm la judecată. Da, am făcut rău, da, am făcut și milostenie, am făcut și metanie, am ținut și post, m-am spovedit, am făcut milă cu cel sărac, am ajutat, am vorbit de bine, am iertat pe cel ce mi-a greșit. Să le arătăm și noi acestea ca să se pună în cumpănă cele bune și cele rele.